Vorbeam într-o ediție precedentă despre cântăreața Gigi Marga, voce importantă în muzica românească a anilor 50-60-70. Chiar în 1950 intră prin concurs în corul filarmonicii George Enescu. Dorind să fie mai mult decât o voce între alte zeci de voci, Gigi Marga se alătură după câțiva ani unei echipe permanente Electrecord, din care făceau parte Roxana Matei, Rodion Hodovanski și Trio Grigoriu, care trio ținea pasul cu lumea muzicii de la acea vreme, se auzea tot mai mult la radio, iar în 57 prezenta într-un prim concert doar piese proprii compuse de George Grigoriu, bineînțeles. Colegi fiind, a fost mai simplu pentru Gigi Marga să preia una dintre primele melodii ale acestuia, intitulată Primul meu secret. S-a cântat cu succes în spectacole, la radio și, de aici, drum deschis către multe alte colaborări, către Mamaia, Sopot, contracte, angajări, către o perioadă excepțională din cariera sa, după cum afirma însăși solista. Primul meu secret, prima taină care o am. Trecem peste o biată prepoziție omisă într-un text în anii 50. Numai că, în 2016, se întâmplă la orice nivel. Muzica, vă rog! Primul meu secret, prima taină care o am, inima mi-o va păstra, amintire o viață. Și azi, într-un album, primul meu secret am scris, ca un vis de neuitat și ochii lui mai senin decât cerul, păreau că-mi vorbesc. Am simțit că mi-a spus adevărul, șoptindu-mi te iubesc. Primul meu secret mi-a strâns minunate amintiri. Deșirul lor am mai prins azi un gând, prima taină a mea și o cânt. Primul meu secret, prima taină care-o am, inima mi-o va păstra, amintire o viață. Și azi, într-un album, primul meu secret am scris, ca un vis de neuitat și minunat. Măicuță, tu ești prietena mea, tot ce-n suflet adun, numai ție îți spun. N-am să-ți ascund ce-i cu inima mea, cum își cânt